Șoferul a reacționat rapid și a sunat la 112, iar poliția a intervenit în timp scurt. Cu toate acestea, acest incident nu a fost izolat, deoarece în același interval de timp pe traseul 27, o persoană necunoscută a folosit un spray paralizant într-un alt autobuz. Reprezentanții companiei de transport public Iași au emis un avertisment ferm cu privire la creșterea frecvenței acestor incidente și a subliniat impactul lor negativ asupra întregii comunități. Camerele de supraveghere ale autobuzului care circula ieri seară pe traseul 42 au surprins un grup de copii în timp ce aruncau cu un obiect contundent în geamul lateral de lângă ușa a doua, ușa care s-a crăpat. Șoferul a acționat prompt și a sunat imediat la 112. Un echipaj al poliției a sosit la fața locului, iar colegul nostru a depus plângere. Îngrijorător este faptul că acest incident nu este unul singular. La scurt timp, pe traseul 27, un alt incident a avut loc. O persoană necunoscută a folosit un spray paralizant în autobuz. Aceste acte de vandalism nu numai că pun în pericol siguranța și confortul călătorilor, dar și afectează integritatea fizică a mijloacelor de transport în comun. Autoritățile locale și poliția au fost alertate cu privire la aceste incidente și se așteaptă ca măsuri adecvate să fie luate pentru identificarea și sancționarea celor implicați. În același timp, compania de transport public solicită sprijinul comunității în furnizarea oricăror informații relevante care ar putea ajuta la identificarea vinovaților și la prevenirea unor astfel de evenimente în viitor. În timp ce investigațiile continuă, se pune un accent deosebit pe intensificarea măsurilor de securitate și supraveghere în toate mijloacele de transport în comun, în încercarea de a asigura că călătorii pot călători în siguranță și fără incidente neplăcute.